este o 44 și am încercat să monitorizez contracțiile și pare că sunt cam din, nu știu, 8-9 minute, dar nu sunt atât de intense, adică nu simt ca și când... A început erau din 6 în 6 minute și acum încep să fie din 4 în 4 minute. Aici sunt mai dese, dar nu sunt cumva exact, adică 4 sau 6 sau 8 și... În fine, am făcut curat, mi-am făcut bagajul și am pus la spălat. M-a trezit frumos la 7 și jumătate dimineața. Aveam programare la medic, adică ne-a spus medicul că să venim pe 15, adică azi, după 9. Și ne gândim acum dacă să mergem la spital și atunci mă și vede sau să mai stăm. Max zice să mai stăm, eu m-aș duce. Deci să mai stăm ca să te bucuri de moment, să simți fiecare contracție. Nu, Max se frică că mă duc și mă stresez și după aceea o să-mi scadă contracțiile sau, de exemplu, că mă duc în alt mediu și zice că mediul ăsta e ok, acum hai să stăm aici și numai când sunt contracțiile putem ce să mergem. Nu o să spunem la nimeni că se întâmplă ceva încă, fiindcă nici noi nu știm dacă se întâmplă. Noi, practic, n-am vrea să se spunem nimănui nimic până nu se întâmplă. Asta a fost mai puternic? Greu că este mediul lor. Care a fost mai puternică? Hai, spune. A doua. Mi-am zis că prima. Dacă vezi că nu pot să vorbesc, înseamnă că e tare. Adică, în momentul în care îți dai seama că nu mai ești discuta cu mine, este când închid ochii. A fost cel mai frumos. Cea mai frumoasă trezire pe care am avut-o la... Și m-am gândit mult, gen, cum să te trezesc, fiindcă... Cum să-i spun? Gata, trezesc acum. Nu, trezesc peste oră. Stau până la 9. Nu, n-am cum stau până la 9. Alta? Nu știu. Dacă n-aș peste 24 de ore și să stau ca un cățel 24 de ore. Să fac masaj acum. Cum te simți? Pe contracții? Se termină o contracție? Gen, acum? Mm-hmm. Foarte bine, tu? Poți să ne ceai, vreo? Da, normal. Mersi. Poftim. Pe contracție începe puțin să mă doar. Mă gândesc că am vorbit cu moașa și mă gândesc să mergem poate la 12 la spital, că încă îs light. Mă gândesc că poate pe la 12 se... mai tare și atunci au zis să stau acolo și să bun. Petrec travaliul cu ei. Sigur să fie asta ultima oară când ieșim pe ușa, când dai și trebuie înapoi, trei! Dacă vom rămâne la clinică, dacă ne întoarcem acasă. Vreau să mergem să luăm ceva snacks-uri și pe aceea cred că să mâncăm undeva, fiindcă au zis moașa să nu ne grăbim. Am mers, nu luăm de mâncare, că mi s-a făcut foame. Muream de foame. Și mâncăm acum în mașină. Între contracții. Exact. Având în vedere că vreau să mâncăm neapărat ceva bun, am trecut la japonezi înainte și am mâncat. Și acum puțin și pe aceea mergem la spital și deci ne-am luat snacks-uri și provizii. Fiindcă nu știm dacă va dura 12-24 de ore, dacă ne va trimite înapoi și va zice că it's fake nu. Labor. Cred că acum am prins mai multă energie. Adică n-am cam mult încât să-mi iau somn. Da, încât să mă trezesc puțin. Da. Hai, sunt așa de curioasă ce zice medicul. Dacă zice că sunt dilatată sau dacă zice că... Că n-are ce să zică și vine o contracție. Să zic că ești ce fel de soție asta și ține soția aici în parcare. Chipul contracțiilor în loc să ducă la spital. Hai. Procedura următoare, vă verifică medicul de gardă. S-a lăsat, tu ce zici? Nu știu, zic. Puțin, nu știu, măcar. Chiar ți se pare că s-a lăsat? Da, măi. De aici, o pană între. Ai, ce drăguț. Da, da. Nimeni e bine. Spune-ne, Ana, cum a fost să simți capul copilului? Să știi că se simte destul de jos, așa, ca și prezentație. Putea să fie la... Cât timp ați avut contract, putea să fie o poziție mult mai dificilă. Ai zis că capul copilului și-a început de urmă. Lasă că avem nevoie de el. E ok, deci ne întoarcem de seară. Ne întoarcem mai târziu. Să se mai intensifice treaba. Tu, când o vezi pe ea că se schimbă la față, okay, atunci e devenit. Am înțeles. Până când e așa, floricică, am înțeles. De la 7 dimineața, contracția asta cum a fost? Dar contracția asta cum a fost? De asta cum ai simțit-o? A fost mai intensă? Se pare că... Se întâmplă.
Se întâmplă, dar mai trebuie să așteptăm puțin. Da, adică, în practic, vlogul va fi format din partea asta în care noi vorbim și ne simțim bine și pare că e tot zen. Și încă o parte în care eu o să stau așa, să mă prăști ca un vierme și o să punem pe muci muzică de aia super drăguță. Exact. Fiindcă după când o să înceapă contracțiile puternice și nu o să mai pot să vorbesc. Mergem la farmacie să luăm câte ceva și după aceea să mai stăm puțin, să așteptăm să se intensifice. Am spus că ei presupun că e seara asta, adică la noapte. La noapte. Să vedem. Sau dacă mâine. La noaptea asta sau mâine. Sau mâine. Acum o să vreau să fac o baie, să iau 19 să încerc să dorm. Tu îmi faci aia și facem pe lumina și stinsă masaj, și punem muzică exact. Și... poate iau somn. M-ar aștea extraordinar de mult acum să dorm. Să dormi. Ciao. Ce faci? Bine. După voce, niciun semn. Sunt pretravaliu. Hai pe bune. Cutie, pentru tot restul vieții mele. Ești eroină, ești superbă. Cred că acum vreau să mergem la spital. Bun. Ne îmbrăcăm și, mergem. Văd că ești roșu. Ok, și vine o contracție și poți să închizi. Ok. Cum te simți? Mergem să ne cazăm acum. Simt ca la hotel. Da. Ai venit fără ceva și... Ceva la hotel și pleci. Un souvenir. Hai. Luați un păs cu un bebe și ne mai plecați acasă. Ușor. Dura acum ajunge și Ana e aici și merge în sala de naștere, adică mergem în sala de naștere. Asta e scaunul de naștere. Dacă vei vrea... Să lasă acolo? Da. Serios? Uite așa. Mai ai testat picioare de contracție de jos. Da? Da. Păi contracția nu vrea să stau așa de loc. Am zis că îmi trece și contracția ca să-ți pun și brandy ca să o avem montată și gata. Da. Dacă le avem, avem și evoluție. Dacă nu le avem, batem pasul pe loc. Nu o să percepi așa durerea sau ușoară sensibilitate să simți, un pic. Îți ies? Mi-ai dat destul de jos când am uitat și la plâns. Hai, scrie. Nu, că nu. Nu mai scrie, nu mai... Păi, știi... Sunt numărat ce bine trebuie. Ia, mai dăm și mie. Vlogger? Ce era cu laptop? Da? Dăm și Jerry. Hai că sunat. Bravo, iubire, bravo. După ce o să încerc să dormi. Ador, fiindcă am dormit 4 ore azi noapte, practic, m-am mucat la 1 și m-am trezit la 5, fiindcă am avut contracții și de la 5 dimineața până la... până acum, suntem 3 și eu puțin obosiți. Cât e ora? E ora 1? 1 noapte. Deci, practic, în vreo 4-5 ore au trecut 24 de ore de când a început. Dar nu a început chiar așa, a început așa... Tătăt. Da. Și ce bine arăți. Încă. Cu așa o echipă aici, acum să nu mă simt bine. Care are grijă de mine. Tu? Mă simt mult mai în siguranță. Și... Da, zice genial. Stăpână pe situație. Te-ai și jucat, ai și păpat. Da, asta vine în partea. Chiar mă simt bine. Thank you.
Păi vin mai des. De 3 minute astea. Nu, cam la 3 sunt, numai cealaltă e mijloc sau comunitatea. Aaa, că s-a mișcat, am înțeles. Da, că s-a încurdat, că s-a mișcat. Acum 15 minute se înseamnă atât de tare că nu putem stau pe spate. Acum țin, dar... Se duce. Bravo, viața mea, bravo, bravo, iubita. Bravo. Circulară? Da, mai este pe contracție. Incredibil, iubirea mea. Încă o dublă circulară. Hai, mai puțin. Mai puțin. Ți-a știți contracția sau? Binge. Hai, binge. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Așa să-l iau, să pun la el, să-l țin de pe tine.